My hat. Boo, boo! Oana Maria, ne vedeți la un turvla! Astăzi să mergem la Călăraș și mâine mergem la Curtea de Argeș. Da, înainte de asta, să mergem acum într-o locație din centrul București unde o să filmăm noul podcast. Facem podcast eu cu Bornița? O să fie interesant. Nu vreau să zic mai multe până nu îi dăm drumul, dar o să vedeți. Stay tuned! Hai să mergem să vedem spațiu și ne întâlnim cu managerul și cu Bornița. Hai! Și doar mi-am dat seama că mașina mea este cam jegoasă, așa că... Cât stăm la semafor... A, căcat. Nu mai... Mi-a... Cred că-s doamna Slana acum. Tu-și pe Eliza. Trebuie să ne ajute la podcast. Să fie fain podcastul, Eliza? Nu știu, de voi depinde. Eu fac tot ce trebuie și bă, să-mi bădă, puteai zice și tu, da, o să fie super. O să fie minunat. Jesus! Hei, să toată lumea. Asta e biroul meu în partea aia și aici. Și acolo ce faci? Crești miere? Ce dacă faci? Aici este safe-ul. Aici Banca Națională României. Nice! Arată cu degetul unde se dea lumea subscribe. E fain că Bordea trebuia să vină cu jumătate de oră și el e la sală. El n-a știut că e azi. El a propus să vină azi la 12 și el a uitat. Bravo, Bordea! Masa pentru nou podcast, yeah. Bun, probabil să facem acolo. Și acum o să fie tranziție, cum o să fie de fapt. Nimeni peste mine. Acum de când dorm singur. Dar ce vin hoții la ușă? Și ce? Gata, am văzut spațiul, e foarte drăguț și cred că o să fie foarte fain. Acum trebuie să ne hotărâm la nume. Că încă nu știm ce nume o să-i dăm. Probabil când apare ăsta deja știm numele și ați văzut grafica și pregătirea și anunțul. Și... Acum am văzut acasă. Să mai stau și eu copii și cu nevasta și mai mergem la Călăraș. Și că haideți cu noi în această aventură minunată care este viața mea. A mea viața, viața mea. Bine. Să ne fie cu voi, pa. 24 hours later. Cum se dăm, papa? Bine. Asta e bestia? Asta e bestia. La 16.45 trebuia să ne întâlnim cu baby aici, la mine. Dar ghiciți ce? Ghiciți ce? Mai are încă vreo 10 minute până vine. Ajunge la 35 de minute. Oare de fiecare dată suntem noi prea prompți? Nu, e el prea... Fa, bro! Ia, ți-am adus chestii. Ce-ai adus? Hai, servus. Servus. E răcit? Se copil. Da, păi... Eu m-am pe mine. What? Audio este legal? Ce faceți dumneavoastră aici? Că pus mi-o amendă pe chestia asta. Că-ți ia amendă? Da! Serios? Da! Ce tare! Păi, suntem în Nuremberg, man. Suntem în Germania, pe autostradă. Așa e, man. Ce prost ești, de ce să ne caute? Like, share, comment, Claudiu. Hai frate, treci prin cracii ei. Stai că semnalizați. Hai frate, hai. Bagă-te frate în cracii ei, bagă-te. Sa-ba-ba! Agri-fuck. Agri-fuck you. You're an agri-fuck. Îi facem senzorii că n-are. Tot că senzorii am în cap. Hai mă, ai nuntă? Ce ai mă? Ia uite-o mă. Holy shit, mă, să-ți e cald? Jesus Christ. Cu Iisus la gât și cu Iisus diavolul rest, bă. Goasă ți-e mașina, what the fuck? Aici asta stă, ne-am mâncat aseară. Așa ții tu mașina, ia uite-o mă cu guna. Jesus, Delia. Oh shit. Da, asta zic și eu. Ok, pas. Bine ați revenit la un nou show de stand-up comedy. Two bitches, one cock. Capare, și acum stau fix lângă tine.
Nu stai lângă... Ce cap are? Bine să vezi. Nu stai lângă mine, man. Stau lângă el. Unul lângă altul, da, și ăsta e capul lui, da. Da, uite, amândoi aveți capul mult mai mare decât al meu. Hei, bine ați venit la Perspectivă. Lecția de azi este Perspectiva. Perspectiva! Perspectiva! Unde-s pistoalele? Unde-s pumnalele? Caii și flintele? Hai ducilor! Că să ne dea afară. Unde s-au dus? Unde au apus? Unde-s pistoalele? Unde-s pumnalele? Caii și flintele? Hai ducilor! Yeah! Fiind băiet, pături cu treiera, mă culcam ades lângă izvor. Îmi place p***a, îmi place p***a. Hei, mă muzica. Casa de cultură Călăraș, frumos. Dați-mi voie, maestru. Se bagă în urmă. Scuze, bine, scuze, nu e al meu. Oh, fuck. Oh, shit, tare sună. What the fuck? Din băiet, pădur cu treiera, mă des lângă izvor. Ațiul drept, sub capiu mi-l puneam. When the 5G is upon us, I am protected. No 5G will get me. Cum e pirul? Excelent. Cu paharul. Excelent. Da, e bun. Iar am uitat de la pahar. Dacă mor și mă gând cu paharul. Să pornesc un pic. E a doua oară că nu primim tacămuri. Doar Delia e de vină că i-a comandat. E rușine. Suntem artiști. Suntem maestri în ceea ce facem. Suntem... Zi, mă! Da! Dă cuvintele, da! Uite, la ce trebuie să recurgă actorul, artistul. Avem 500 de oameni în sală care așteaptă să-l vadă și uite cum mănâncă el, uite. Oamne ferește. De ieri mănâncă la asta. MacGyver-ul. Ia-mă. Am trebuit omul să mănânce cu asta. Am mâncat cu ăsta, Delia. Cu ăsta, tirbușonul, Delia. Cere scuze de la marele artist. Huo, că ne adunăm în piața Revoluției. De lemn. Huo. Zi-mă că ne aducem noi de acum, dacă e. Serios, ne aducem noi furculeța de casă, Delia. Huo. Huo, Delia. Huo. 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 Fain oamenii, foarte drăguț, mi-a plăcut de dânsi. N-am mai venit la Călăraș de fucking shit, de nu știu când. 500 de oameni, super fucking nice. Călăraș, frate, n-ai fi zis. N-ai fi zis. Călărașul accident. Nice Călăraș, GG. Chiar fain și sala și oamenii, yeah. Foarte fain. Mai puțin cu tacâmurile, dar restul a fost super fain. Adică la 5 de oameni ai fi zis că-ți măcar, da, măcar o de aia de unică folosință, știi ceva? Da, am adus, după ce am mâncat, shame, shame, shame. Bine, hai, ăsta e show din ăla hit and run, adică ne îmbrăcăm și am plecat înapoi acasă, că mâine curtea de Argeș. Pa, Delia, ne vedem mâine, pa, pa, pa. Băi, nebună, băi. Depășit Delia, frate. Băi, la revedere. Vă iubesc. Vă iubesc și eu. Baby. Da. Te iubesc tare, baby. Și eu te iubesc. Pa, pa. Pa, baby. Pa. Acum mă duc să încep să-mi fac bagajul pentru mâine, că mâine plecăm cu familia la Curtea de Argeș, pentru că imediat după Curtea de Argeș mergem la Morlaca pentru 10 zile aproape. Să mă relaxez că nu mai pot. A fost o perioadă așa plină. The next day... Mergem la Morlaca! Sale, Mariane!
persoană la toată lumea. Mergem acum și bineînțeles ca de fiecare dată e portbagajul plin. Sunt că... puține. Da, sunt puține, iubire. Bine, hai să mergem. Se poate și mai rău. Jesus Christ. Gata de drum, copii? Da. Gata? Gata? Da. Da. Am ajuns. Mi-a dus din partea casei un platou, pentru că domnul bucătar de aici știe că sunt fan. Ziua bărăia bună! Aha, 2000! E localul tău, mă? Ți-ai zis să zice local? Da, frate! Da? Nice! They took me by surprise! You get that my ass, man! L-a luat fiul pe Bordea fără să-l întrebe. Deci m-a dat la o parte ca să-l ia pe el, să-l duc aici. Na. Gata, vin! Haide! Man, nu plătești! Bine, încerc să mănânc, dar frigat, te rog. Din ce? Atât. Din el sau din ce te-ai îmbrăcat? Băi, nu, ne place. Lunei îi place fusta. Din ce s-a de la Sublime? Da. I-a dat fimea lui Baby să joace Mario și o să se frustreze. Să vedeți. Și acolo ce faci? De ce e asta? Hai că aproape gata. Aaaa, am sărit! Cred! Am sărit! Nu cred! You wanna do it in my butt? In my butt? You wanna do it in my butt? In... Așa se poartă? Princess Leia. Ce faci o prințesă, bă? N-ai curaj să urci așa să mă... Ai grijă cu mine. S-a frumos ce ai visat. Perisuri. It's my dick in a box. Fucking hell, man. Yeah, boy. Another one. Another one. GG baby, GG baby, GG Clau. GG, GG. Very nice. GG! Cam asta a fost turneul mai scurt. Mă rog, de fapt e mai merg la Morlaca de aici. Bine, bă, nu ne mai vedem până după Paște, sper, frate. Sper, bă, sper. Paște ferici. Paște ferici și toate să, cele, frate. Sper să ții lumină. Mă rog, ăsta o să fie de Crăciun, probabil, dar na. Vă pup. Auzi, bă, vrei să ouă de la noi să aici sparge? Wow, wow. 3 de wow, merită 3 de wow. Bine, hai că hai că plec, hai că fug de lângă voi. But completely unrelated to that. Neața, copii. Neața. Neața. Mergem la Morlaca cu adevăratele. Una, însă una. Ia eu și eu. V-a plăcut cu tati în turneu? No, da, nu, tati, nu, că te-am stresat. M-am stresat un pic, dar mi-a plăcut. Bine, hai să mergem, plană. Yay! 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 Nu știu să fluier. Welcome to my Morlaccan office.
nu știu cine a pus, l-a depozitat aici mama chestii. În fine, bun. Hai la treabă. In a whole different dimension. Pe mine ceva timp mă mănâncă în fund. Să urc cu mașina asta, cu Passatul, sus pe dealul ăla, unde doar cu Jeep-ul am urcat și cu greu. Doar că între timp am mai amenajat un pic drumul ăla. Că n-am testat niciodată 4x4 la mașina asta. Doar că am cauciucuri de vară. Am mănâncă. Acum am venit la cumpărături, n-aveam în plan asta. Dar hai să vedem. Dealul ăla. Așa că se vede, dar era brut. Bă, nu faceți asta. Nu recomand nimănui să facă asta. Asta e doar un test. De tâmpenii ce fac eu. Voi aveți grijă de mașinile voastre. Ce trebuie mă mănâncă pe mine? De ce? De ce ești prost, Nero? De ce? Și de la drumul ăla e belită. Ai inclinație foarte mare. Sper să nu trească să vină tata cu tractorul să mă tracteze de aici. Bă, dar mica lunei mai e. Hai să vedem. Deci e foarte înclinat, nu știu cum să vă zic cât de înclinat e. Uitam și... Ce fac, mă? Deci așa e drept, gen. Nu cred că am ajuns până vârf. Jesus fucking Christ. Maică mea, ok. Hai să întorc, oh fuck, ok, hai să dau. Ok. Deci ca să vă dați seama cât de neplănuit a fost asta, filmez cu telefonul, gen al meu camera. Holy fuck! Aici. Ce mi-e mie ciudă e că n-am luat drona. Da, e stupid ce-am făcut. E foarte stupid. Garda la sol e mică. Noroc că nu e așa rău drumul și n-a fost tun. Bine, hai acasă. Și brațul drept sub cap eu mi-l puneam. S-aud cum apa sună încetişor. Fiind...